Salutare prieteni, eu sunt Andrei de la Primul 11 și astăzi vom vorbi despre meciul amical dintre România și Georgia. Tricolorii nu au ajuns la Euro și iată că se pregătesc în continuare pentru preliminariile Cupei Mondiale, însă nici acolo nu stau deloc bine, asta pentru că îi găsim pe locul 4 în grupa J. România vine după două înfrângeri cu Armenia și Germania și are o medie de 2 goluri încasate pe meci în grupă. Mirel Rădoi se confruntă cu ceva probleme de efectiv, Andrei Radu, Burcă și Bancu s-au accidentat, iar Camora a fost convocat de urgență. Mihailă, Man și Pușcaș sunt și ei indisponibili din motive medicale. De cealaltă parte, chiar dacă au avut rezultate slabe de când au fost preluați de Willy Sagnol, oaspeții nu au jucat însă deloc rău, au pierdut de cele mai multe ori la limită și cu siguranță că pot pune probleme unei naționale precum a României. Georgia este fără victorie în cele 3 partide din preliminariile Cupei Mondiale, însă la ultima a furnizat o surpriză, remizând în Grecia. A pierdut cu Suedia și Spania în grupă. România a câștigat ultimele 3 partide disputate directe, toate amicale cu Georgia, iar cele două naționale nu s-au mai întâlnit de 5 ani. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita de like, share și subscribe. Eu am fost Andrei, împreună suntem Primul 11.